doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Neatenția a mai făcut o victimă pe șoseaua București. Instabilitatea atmosferică până la miezul nopții. Pompierii s-au întrecut în acordarea primului ajutor. Surpriză la competiția de canot și de pe canalul plantelor. Deținuții reintegrați prin biblioteca vie. Un bărbat de 43 de ani din municipiu a provocat astăzi un accident rutier. Acesta nu a acordat prioritate de trecere unui conducător auto care circula regulamentar și a fost lovit în plin. În urma evenimentului rutier, un tânăr pasager din autoturismul lovit a ajuns la spital. Astăzi, în jurul prânzului, în zona Casa Cărții, două autoturisme, un Logan și un Peugeot, au fost implicate într-un accident rutier. Șoferul din Logan, în vârstă de 43 de ani, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a intrat în coleziune cu șoferul autoturismului Peugeot, ce circula regulamentar. Șoferul care a produs accidentul își recunoaște vina și spune că nu l-a observat. Cum s-a întâmplat? Da, am greșit. Ce ați încercat să faceți? Stângă. Nu l-ați văzut? La fața locului au apărut echipaje ale serviciului rutier pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului. Un bărbat de 43 de ani din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea un autoturism Dacia Logan pe șoseaua București cu direcția Tineretului, la Casa Cărții a virat stânga, nu s-a asigurat, nu a acordat prioritate unui autoturism Peugeot condus de un tânăr de 26 de ani din municipiul Giurgiu. În urma testării alcoolemiei s-a stabilit că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool. Din accident a rezultat rănirea ușoară a unui pasager din autoturismul Peugeot, tânăr ce a fost transportat la Spitalul Județean Giurgiu, și pagube materiale serioase. În prezent, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cod galben de ploi abundente și temperaturi în scădere în aproape toată țara. După zile întregi de caniculă, meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică și la Giurgiu. În intervalul 28 iunie ora 10, 28 iunie ora 23 sunt așteptate ploi torențiale și fenomene ce vor lua aspect de vijelie. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni la prânz o atenționare cod galben de ploi torențiale și vijelii ce vizează aproape toată țara, inclusiv capitala. Acesta a intrat în vigoare din 28 iunie ora 10 și este valabil până în seara zilei de marți 28 iunie ora 23. În intervalul menționat, ploile vor fi consistente și vor veni cu tunete, fulgere și vânt puternic. Temperaturile scad simțitor, dacă săptămâna a debutat cu 34 de grade, în aceste zile maximele se opresc pe la 27-28 de grade. În intervalul menționat, în zonele montane, precum și în Moldova, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Maramureșului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de vânt ce vor lua și aspect de vijelie și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și punctiform 50 de litri pe metru pătrat, cu precădere în zona montană. Tot în această perioadă, area manifestărilor de instabilitate atmosferică se va restrânge către partea de est și sud-est a țării. Astfel, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, precum și în zona Carpaților Oriental și local a Carpaților Meridionali, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt. Cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat până la 50 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea atmosferică foarte accentuată și cantitățile de apă însemnate se vor înregistra în partea de nord-est a țării. Pentru județele Botoșan, Iași, Vaslui, Suceava, Neam și Bacău, meteorologii au emis avertizare meteorologică cod portocaliu de vreme rea în intervalul 28 iunie ora 10, 28 iunie ora 23. Gradul de instabilitate atmosferică va fi foarte ridicat, iar local se vor cumula cantități de apă de peste 60-70 de litri pe metru pătrat. La Giurgiu a avut loc astăzi competiția națională de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat faza zonală. Competiția s-a desfășurat în imediată apropiere a parcului fără nume și a adunat la start echipe de la inspectoratele de urgență din județele Dâmbovița, Prahova, Călăraș, Ialomița, Teleorman și Ciolpani.
În perioada 27-29 iunie, ISU Giurgiu organizează faza zonală a competiției naționale de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat, la care participă echipaje de la inspectoratele de urgență din județele Dâmbovița, Prahova, Călăraș, Ialomița, Teleorman și Ciolpani. În imediata apropiere a parcului fără nume, echipajele de pompieri s-au întrecut astăzi în rezolvarea unor scenarii dificile și surprinzătoare. Verificați airbag-urile, spuneți-mi dacă sunt deconectați. Gata, calarea, colegii? Concursul cuprinde două probe ce se desfășoară în două etape, descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Atenție, toți colegii, am preluat aici. Începeți evaluarea secundară, vă rog frumos, colegii paramedici. Descarcerarea, scoatem volușile, vă rog frumos, ajutați colegii paramedici. Competiția de descarcerare din autovehicule și de acordare a primului ajutor calificat a fost gândită ca o platformă de învățare și de testare a deprinderilor printr-o evaluare strictă, unde participanții sunt încurajați să-și autoevalueze propriile practici și tehnici. Pentru al patrulea an consecutiv, Giurgiu a găzduit duminică o nouă ediție a competiției de canoci Romania, eveniment născut din inițiativa campionului Ivan Pațaichin. Surpriza acestui an a fost echipa poliției locale, care s-a clasat pe locul întâi. Pe canalul Plantelor, duminică, 27 de echipaje s-au aliniat la startul competiției de canoci, un eveniment ce a devenit tradiție la Giurgiu și al cărui inițiator este marele campion Ivan Pațaichin. Așadar, sute de giurgiuveni au onorat cu prezența pentru a-și demonstra îndemânarea în alevâslitului, însă doar cei mai buni au reușit timp de calificare și au avut acces în finală. Astfel, competiția s-a desfășurat în trei runde, unde au concurat câte trei echipaje. Cu regula cel mai bun timp din trei se califică în etapa următoare. După mai multe etape de calificări, surpriza a venit din partea echipajului poliției locale, care a ocupat locul întâi din cele 27 de echipe concurente și care astfel va participa în etapa finală de la Sulina. Locul 2 a fost ocupat de echipajul APA Service, iar poziția 3 de echipajul Buddy Club. Pentru că în acest an numărul participanților a fost mai mare decât oricând, Ivan Pațaichin se gândește serios ca anul viitor competiția să se desfășoare pe două zile. Odată cu încălzirea vremii, crește și numărul persoanelor care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea cursurilor de apă, lacurilor, canalelor și, în ultimul rând, la malul Dunării. Ținând cont de faptul că o parte din aceste zone sunt neamenajate, crește pericolul de înnec și accidente, așa că pompierii vin cu o serie de recomandări pentru prevenirea eventualelor tragedii. Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu le reamintește celor care sunt atrași de răcoarea apelor că trebuie să respecte o serie de reguli și măsuri în scopul prevenirii unor evenimente nedorite. În primul rând, părinții trebuie să îi urmărească continuu pe copii în apă, întrucât cei mici sunt imprevizibili. Ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinților sau altor persoane mature, chiar dacă știu nota. Rugăm locuitorii județului Giurgiu să se scalde doar în locuri special amenajate pentru înot și să respecte avertizările privind interzicerea scăldatului. De asemenea, sunt rugați să nu se aventureze în apă atunci când sunt în stare de ebrietate, seara târziu, pe vreme nefavorabilă sau pe timp de noapte și nici să intre în apă rece, înfierbântați, după ce au stat foarte mult timp la soare. Nu este bine să se sară de pe platforme, poduri sau alte construcții, aceste acte de teribilism putând avea consecințe grave. Totodată, cetățenii au obligația să respecte panourile de avertizare scăldatul interzis pericol de înnec și să conștientizeze riscurile la care se expun atunci când se scaldă în locuri neamenajate, pentru că plata unei clipe de neatenție poate fi o viață.
Intervenția de urgență în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieți. Cu toate acestea, pompierii nu recomandă persoanelor care nu dețin cunoștințe cu privire la salvările din apă să încerce să salveze o persoană care este în pericol de înnec. Principala activitate ce trebuie întreprinsă este apelul la 112, unde cu calm trebuie explicat exact ce s-a întâmplat, precum și locul accidentului. Pentru a doua oară în ultimii 2 ani la Giurgiu, dar și în localitățile în care există penitenciare, a avut loc astăzi acțiunea denumită Biblioteca Vie. Evenimentul, în care sunt angrenate persoane private de libertate, psihologi și bibliotecari, are scopul reintegrării sociale a deținuților după ispășirea pedepselor. La Giurgiu, parcul Alei a fost locul unde a avut loc manifestare. În parcul Alei din Giurgiu s-a derulat astăzi manifestarea cu denumirea Biblioteca Vie, o acțiune în care deținuți iubitori de literatură și cu un comportament model au fost principalii actori. Psihologi, personal responsabil cu reeducarea persoanelor private de libertate, bibliotecari și chiar cetățeni din societatea civilă sprijină prin acest gen de acțiune reintegrarea prin cultura a deținuților. Fiecare persoană care trece prin parcul Alei are posibilitatea de a-și alege o carte, fie din rândul reprezentanților penitenciarului, fie din rândul deținuților și de a afla date despre mediul carceral. Scopul activității este de a conștientiza opinia publică cu privire la importanța activităților de reintegrare socială din penitenciare, oarecum să schimbăm percepția societății civile despre importanța și rolul nostru în sistemul penitenciar din România. Este o acțiune extraordinară și cred că fiecare dintre noi este o carte, este o realitate, că fiecare dintre noi ne-am spus măcar o dată în viață că viața noastră este un roman. Cu atât mai mult viețile acestor oameni. Manifestarea, denumită Biblioteca Vie, a avut loc astăzi la Giurgiu, ca și în toată țara și la aceeași dată și oră. În parcul Alei a fost pregătită și o expoziție cuprinzând obiecte executate de către meșteșugarii penitenciarului de la Giurgiu. Acțiunea, cu un caracter public, se înscrie în rândul acelora care vizează reintegrarea socială a deținuților. Autoturismele staționate în locuri interzise, care pun în pericol circulația pe drumurile publice, vor putea fi ridicate din nou. Ministerul Afacerilor Interne a întocmit un regulament în acest sens la un an după ce instanța a decis că ridicarea mașinilor să nu fie reglementată de consiliile locale. După mai bine de un an, timp în care ridicarea mașinilor nu a mai fost permisă, Ministerul Afacerilor Interne a întocmit un nou regulament în acest sens. Potrivit proiectului de hotărâre lansat recent în dezbatere publică, măsura de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar poate fi pusă în aplicare doar de către primării sau administratorul public al drumului. Mașinile pot fi ridicate doar dacă sunt parcate, de exemplu, pe trotuarul destinat pietonilor, pe pistele de biciclete sau acolo unde împiedică circulația pe drumurile publice. În schimb, autoturismele nu pot fi ridicate dacă în interior se află persoane sau dacă mașinile participă la misiuni care au caracter de urgență sau acțiuni de intervenție. În cazul vehiculelor de tonaj greu, se dispune blocarea roților, măsura fiind însoțită de un avertisment scris în care se precizează modalitatea de contactare a celui care a dispus blocarea vehiculului. Documentul mai precizează că dispoziția de blocare, respectiv ridicarea mașinii, va avea un caracter administrativ și va putea fi contestat potrivit legii. Dispoziția de ridicare a mașinii va cuprinde informații referitoare la data, ora și locul ridicării autoturismului, numele și prenumele, respectiv gradul profesional al polițistului rutier care a dispus această măsură. De asemenea, proiectul precizează că modul de stabilire a tarifelor va fi cât mai transparent în funcție de cheltuielile necesare transportului și staționării mașinilor în locurile special amenajate de către autoritățile publice, respectiv administratorul drumurilor publice. Peste 1100 de flacoane de parfum în valoare de peste 195.000 de lei au fost descoperite de către polițiștii de frontieră. Bunurile susceptibile a fi contrafăcute au fost găsite în urma unui control efectuat într-un autocar care circula pe ruta Turcia-România. Parfumurile aparțineau unor cetățeni români care au încercat să le introducă ilegal în țară. Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Giurgiu au efectuat pe sensul de intrare în țară controlul asupra persoanelor și bunurilor dintr-un autocar care circula pe ruta Turcia-România. Oamenii legii au descoperit în cala autocarului, în mai multe pungi de plastic, 1148 flacoane cu parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că bunurile aparțineau a 3 cetățeni români cu vârste cuprinse
între 29 și 45 de ani pasagerii în autocar. În data de 26.06.2016, polițiștii din cadrul punctului de frontieră Giurgiu au descoperit în calea unui autocar cantitatea de 1148 flacoane de parfum inscripționate cu numele unor firme celebre. Ei sunt suspiniați că sunt contrafăcute. Bunurile în valoare de aproximativ 195.000 de lei au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. Fotbalist român care activează în campionatul Turciei, Bogdan Stancu, s-a născut la Pitești pe 28 iunie 1987. Component al echipei naționale a României la campionatul european de fotbal din Franța, Stancu a fost descoperit de antrenorul Mihăiță Ianovski și adus în echipa juniorilor de la FC Argeș. După ce a jucat la cluburi argeșene și Unirea Urziceni, Bogdan Stancu a venit la Steaua și mai târziu a ales să joace la turci. Marcator a două goluri la campionatul european din Franța 2016, Bogdan Stancu este fotbalistul descoperit de antrenorul Mihăiță Ivanovski și a adus la echipa de juniori a clubului Fotbal Club Argeș. Atacantul, născut pe 28 iunie 1979, a trecut pe la CS Mioveni și Unirea Urziceni pentru ca între 2008 și 2011 să fie componentul echipei Fotbal Club Steaua București. Alături de roșii albaștri, Stancu a susținut 72 de meciuri în care a marcat 32 de goluri, parte dintre ele cele mai frumoase din cariera fotbalistului argeșan. Petre Marin pasează, Surdu accelerează, debordează pe partea stângă, centrare și venit din spate, din plonjon, Bogdan Stancu marchează un gol de toată frumusețea. Bravo Steaua, bravo tinerii ei jucători, bravo Bergoni. Din sezonul 2011-2012, Stancu, unul dintre cei mai prolifici atacanți români, optează pentru a juca în Turcia, mai întâi la Orduspor, apoi la Galatasaray. Până în 2013, inclusiv, fotbalistul român a adunat în campionatul turcesc un număr de 160 de partide în care a marcat aproape 60 de goluri. Alături de tricolori, în Franța, Bogdan Stancu a marcat două goluri, ambele din lovituri de la 11 metri, iar dacă România ar fi ajuns în optim, șansele românului de a mai fi marcat sporeau. Totuși, dacă atacantul român nu și-a stins setea de a mai marca, campionatul din Turcia îi oferă șansa de a-și potoli această senzație. Și pentru miercuri anunță meteorologii instabilitatea atmosferică la Giurgiu, dar mai multe informații aflați din rubrica Meteo. Miercuri vremea se va menține în general instabilă în jumătatea de sud-est a teritoriului, unde pe parcursul zilei vor mai fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse se vor acumula 25-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade, iar cele minime între 14 și 22 de grade, ușor mai coborâte în depresiuni. La Giurgiu, miercuri, cerul se va menține temporar noros, sunt șanse mari de ploaie, iar pe alocuri vântul va căpăta aspect de vijelie. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar minima de 19 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 759 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 80%. Apele Dunării sunt în scădere cu 1-3 cm, cota probabilă fiind 323 cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu și emisiunea Între Da și Nu, moderată de Sorin Berbeniciuc. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!